Dragilor, bine v-am regăsit astăzi alături de noi este Dana Rusu, specialist în comunicare relațională, și vorbim pe marginea cărții Fitu însuți, când vorbești manual esențial de gramatică relațională prin metoda Espere de Jacques Salome. Dana, pentru că am abordat acest subiect al relațiilor profesionale, știu foarte bine, metoda Espere se aplică în toate relațiile pe care le avem în toate sferele vieții noastre. Cum ne ajută instrumentele metodei ESPERE să avem relații profesionale sau socioprofesionale de calitate? Bine te-am găsit, Sorin, și spun și eu bun găsit celor care ne urmăresc. Um... Așa cum ai spus și tu, relațiile, sau mai bine zis, instrumentele metodei SPR, sunt foarte utile în orice categorie de relații. În relațiile profesionale, dacă ne gândim la faptul că petrecem mult timp la serviciu sau în mediul profesional, aș spune că cu atât mai mult avem nevoie să aplicăm acele reguli și acele principii pe care le avem de la Jacques Salome. Aș vrea să mă opresc acum, atât cât ne permite timpul, asupra a două reguli, aș spune eu, de bază în ceea ce privește comunicarea relațională. Și anume, mă refer la faptul că o relație este ceva ce construim împreună. Și, pe de altă parte, fiecare protagonist este responsabil de partea lui de relație. Dacă atunci când mergem la serviciu sau când uh, suntem uh, într-o uh, relație profesională, fiecare se gândește la acest lucru și pleacă în minte uh, cu acest mindset, cred și am văzut cum se schimbă uh, într-o mare măsură. Abordarea relațiilor. Pentru că atunci când eu îmi asum ceea ce am de făcut la serviciu și um, trec peste acea um, tendință de um, a-l critica, poate pe celălalt, și mă refer aici mai ales uh, la pozițiile de lider, unde puterea este mult mai mare, dar dacă reușesc să văd că fiecare, de la uh, capătul lui de relație, are responsabilități pe care și le-a asumat prin rolurile profesionale da, pe care uh, le avem, atunci lucrurile deja se schimbă. Și uh, simpla conștientizare a acestui lucru, da, simpla simbolizare a faptului că o relație are uh, două capete, aduce um, un plus valoare. Sigur, este încă nevoie să aibă loc acest proces de conștientizare în interiorul companiilor. Și asta este unul dintre obiectivele mele, să aduc um, cât mai într-un mediu um, cât mai ușor de perceput aceste informații. Pe de altă parte, um, faptul că um, construim, ca o relație, este ceva ce construim împreună, vine și acest lucru și um, consolidează procesul acesta de conștientizare. Adică eu, în relația cu oamenii mei sau în relația cu colegii mei, am partea mea de contribuție pe care vin și uh, o aduc. Și sigur că mai departe această contribuție și creșterea calității relațiilor Profesionale conduce la atingerea obiectivelor, la ceea ce ne dorim, de fapt, atunci când suntem la serviciu. Pentru asta suntem. Avem niște obiective pe care vrem să le atingem. Iată, în ultimii doi ani, foarte mari provocări, da? Am vorbit despre pandemie. Acum, iarăși, conflict mm -hmm. armat război. Ce anume influențează semnificativ calitatea relațiilor la serviciu, mai ales în perioada actuală sau uh, cum s-a întâmplat de doi ani încoace. Vorbeam noi înainte de emisiune uh, legat de telemuncă, de, da. de suprapunerea spațiului profesional peste cel personal și iată acum anxietatea sau uh, neliniștile legate de uh, război și de siguranța zilei de mâine. Din punct de vedere financiar și economic? Sigur, um, sunt mai multe lucruri care influențează calitatea relațiilor la serviciu, însă, um, înainte de a răspunde punctual, aș vrea să spun așa. Să ne imaginăm că fiecare dintre noi poartă în spate un rucsac. Și în acest rucsac avem experiențe de viață, experiențe din copilărie convingeri pe care ni le-am format de-a lungul timpului și, nu în ultimul rând, poate anumite răni emoționale care au rămas nevindecate. Cu acest rucsac în spate venim la serviciu. Pentru că la serviciu suntem tot oameni. Înainte de a îmbrăca haina rolului profesional, fiecare dintre noi este ființă umană. Și atunci, modul în care noi Interacționăm, este influențat de ceea ce purtăm acolo în rucsac. Experiențele pe care le avem, poate chiar și de anumite frustrări pe care, fără să vrem, le aducem cu noi la, la serviciu. Și aici, cel care poate să tempereze cumva, aceste frustrări care au apărut în uh, acești doi ani de pandemie, deci cel care poate să modereze este liderul. Liderul are un rol uh, foarte important într-o echipă și e de preferat să aibă niște abilități de comunicare relațională pentru că el creează relații, are nevoie să creeze relații cu oamenii lui. Și atunci, pentru a, um, pentru a echilibra cumva tot ceea ce simțim și tot ceea ce am simțit în acești doi ani, este nevoie să putem să ne exprimăm pe de o parte, pe de altă parte, liderul să știe să asculte și emoțiile, pentru că nu suntem doar pragmatici la serviciu. Avem și emoții, chiar dacă cumva există această mentalitate că la serviciu sau în afaceri nu avem emoții. Eu personal cred că drive-ul este emoția. Da? Și atunci, bun, în acest, în acest context în care nimănui nu cred că i-a fost ușor să, să gestioneze sau să se adapteze la situația pe care am trăit-o. Acum, după doi ani de pandemie, a venit acest conflict în, la granița României și... Din nou, cred că rolul liderului de a încuraja oamenii să vorbească despre ceea ce simt, de a transmite totodată și o stare de echilibru. Bun, suntem conștienți de ce se întâmplă în vecinătatea noastră, dar noi avem obiectivele noastre și este firesc să putem să rămânem ancorați în, în ceea ce avem noi de făcut. Sper că am răspuns întrebării tale. În perioade de criză, cum este, cum este această uh, perioadă, aceste vremuri uh, foarte uh, tulburi, uh, își exprimă oamenii opiniile, părerile la serviciu? Se poziționează? Aici uh, sunt uh, situații și situații. Dacă relația cu liderul Relația oamenilor din echipă cu liderul este una consolidată și există această apropiere de care avem nevoie la serviciu. Atât cât este permis, dacă vrei, într-o relație profesională. Dacă există empatie. acea deschidere, empatie, exact. Dacă există aceste lucruri, oamenii se simt în siguranță emoțională și se vor exprima, vor spune ceea ce cred ei. Și ce cred că este important în noi, să putem, fiecare dintre noi, să ascultăm și să conținem ceea ce are de spus celălalt. Pentru că opiniile sunt diferite, se activează foarte mult în perioada aceasta frica din cauza tuturor informațiilor pe care le primim în, din toate canalele, și atunci, este o situație cu care nu ne-am mai întâlnit. Cei mai mulți dintre noi, poate doar cei care sunt foarte în vârstă au trăit momente similare. Atunci cred că este nevoie de înțelegere. Nevoie de a asculta ce are celălalt de spus, pentru că avem nevoie să ne exprimăm, avem nevoie să spunem ceea ce gândim, da? Este una dintre nevoile relaționale pe care vrem să ni le îndeplinim la serviciu. Și vin din nou și spun că liantul aici este liderul. O, o mare parte din acest rol de moderare, dacă vrei, Revine liderului. Cum facem față unei sau cum gestionăm uh, o criză și ce resurse avem, atât ca angajatori, antreprenori, cât și ca angajați? Cred că cel mai important, important asset, dacă aș putea să mă exprim așa, atunci când ne confruntăm cu o situație de criză, este modul în care, până la momentul acela, am avut grijă de relațiile dintre noi. Dacă și este firesc, și eu cred că este firesc, ca într-o companie, într-o echipă, să avem grijă de relațiile noastre. Dacă lucrurile sunt consolidate. În momentul în care vine o, o situație de criză, atunci este mai ușor să găsim modalități, să găsim instrumentele necesare. Cred că este important să comunicăm deschis, să comunicăm deschis, pe de o parte, în interiorul companiei, cu angajații. Și cu colegii, și pe de altă parte, și cu clienții externi ai companiei. Pentru că este o altă, aceasta este o altă natură, o altă latură, dacă vrei, a relațiilor profesionale. Da? Partea legată de clienți. Și atunci, fiind deschiși. Pornind de la faptul că suntem, suntem oameni și atunci când comunicăm, atunci când spunem, poate, dacă ne confruntăm cu anumite dificultăți, pentru că acum au crescut foarte mult prețurile la energie, la gaze, la petrol, așa mai departe și toate aceste lucruri se, se reflectă la un moment dat în prețurile produselor sau serviciilor pe care o, o firmă le comercializează. Atunci, acum aș spune, sau în momente de criză, aș spune că este nevoie mai mult ca oricând să comunicăm autentic, să ținem cont de relațiile noastre și să ne gândim că cel care se află la capătul celălalt de relație, fie că este client, fie că este angajat în interiorul companiei, este și el om. Și să plecăm de la această de Să vedem ce nevoie are și ce putem să facem noi, fie din rolul de lider, fie în rolul de, poate, furnizor de anumite produse. Ce putem să facem pentru ca relația cu clientul sau cu angajatul să nu fie foarte mult um, perturbată de această criză? Și o ultimă întrebare. Cum ajută relația profesională diferențierea între comportament și persoană? Iată un instrument cu care operează și Jacques Salomen, metoda Espere, a face diferența, în cazul de față, între comportamentul persoanei, să nu confundăm comportamentul persoanei cu persoana însăși. Mă bucur că ai amintit această regulă din metoda ESPERE, care mi se pare foarte valoroasă și care își găsește într-o măsură foarte mare utilitatea în relațiile profesionale. Și aș începe cumva invers. Dacă nu facem această diferențiere și atunci când poate mă deranjează ceva la colegul meu și eu îi vorbesc, vorbesc despre el în loc să spun punctual ce comportament mă deranjează, deci dacă nu fac această diferențiere, el va percepe ceea ce am eu de spus ca un atac. Pentru că nimănui nu-i nu place să-i se spună tu nu ai făcut bine asta, tu nu ai trimis la timp acest raport, tu nu te-ai ocupat de această ofertă și așa mai departe. Și atunci, dacă cineva se simte atacat. Se pierde comunicarea pentru că, în mod automat, va exista tendința de apărare. Este absolut firesc. Este o reacție uh, care vine cumva din, din instinct. Și dacă se pierde comunicarea, atunci um, relația poate să, să fie în pericol. Și aș spune așa, aș, aș, aș transmite cumva acest mesaj tuturor celor care sunt. În echipe, care fac parte din echipe, fie ca au rol de lider, fie că sunt membrii care contribuie uh, la obiectivele companiei. Atunci când te deranjează ceva, când ai observat că ceva nu a mers uh, bine legat de uh, relația cu un anumit coleg, alege să-i spui ce te deranjează, pornind de la tine, de la impactul pe care îl are acel uh, lucru, acel comportament asupra ta și uh, spune că te deranjează comportamentul. Spune cum uh, te influențează uh, acel comportament. Dacă, și am să dau un exemplu. Dacă eu, ca lider, de exemplu, nu am primit la timp un raport de buget și cheltuieli, pe mine mă afectează lucrul ăsta în bunul mers um, al afacerii. Și atunci vin și spun cât de important este pentru mine să primesc la timp acel, um, acea situație, acel raport. Și în felul ăsta evit acea zonă de atac în care mă pot duce când incriminez pe cineva, da? când uh, arăt cu degetul pe cineva și îl, îl ajut pe celălalt, fiind deschis în felul acesta, îl ajut să înțeleagă realmente că ceea ce face el este important și că am nevoie să primesc la timp informațiile respective. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Dana Rusu, specialist în comunicare uh, relațională. Am vorbit, iată, despre instrumentele metodei uh, Espera a lui Jacques Salome, uh, cartea fi tu însuți când vorbești, manual esențial de gramatică relațională, uh, cartea publicată în portofolul editurii Herald, scrisă de Jacques Salome. Mulțumim din suflet, Dana Rusu. Dragii noștri, noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru mici deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere! Mulțumesc și eu!